Fac acest video scurt pentru că vreau să vă mulțumesc pentru foarte multele persoane care au fost ieri. Și na, deci am fost impresionat să văd 15 like-uri și știu că am 400 de abonați, 400 și ceva, dar eu nu strâng 15 like-uri la cam nimic în afară de tutoriale. Și mă gândesc să fac zilele astea până la sfârșitul săptămânii să fac un tutorial. Așa că... Deci da, vreau să vă mulțumesc pentru cât de mulți ați fost aseară pe live. Sper să vedeți și acest video și să știți că mi-a plăcut activitatea de ieri. Dacă am fi așa pe toate live-urile, ar fi ceva, 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 ceva. Deci, da. O să vă las cu restul imaginilor pe care le mai am în calculator. Dacă or mai fi. Astea sunt cam toate thumbnail-urile folosite de mine până acum. Deci. Da. Sper să vă placă. Și așa, nu mai sunt multe. Și cred că următorul video cu tutoriale îl vom face cu Forza Horizon 3, vă dați seama. Sper să devină viral și ăla. Ar fi ceva să devină și ăla viral. Ia să mai-mi amintesc. Hitman. Hitman e foarte greu, credeți-mă că e foarte greu. Dar 4, thumbnail-ul ăsta știți. The Witcher Wild Hunt. Cred că ăsta l-am pus la primul sau doilea episod. Aici cred că a fost o cameră de-a mea de hotel în care am fost. Dar trei când postam. Thumbnail-ul de la The Witcher pe care îl folosesc și acum. Niște palete de culori. Ok, și un pat. Sper să nu mai fie poze din astea. Ia uite, cover-ul făcut de Marian. Thumbnail-ul folosit la live stream-ul de, nu știu, 2 ore. Și încă o poză cu paturi. Trebuie să-i șterg. Îmi pare rău că vedeți astea. 60 seconds. Cu doi petrecăriți acolo. Când am postat, cred că am făcut primul live cu Samp, The Sims, când s-a jucat sora mea. Ce? Da, live stream de 6 ore. Ce nebunie a fost în alea 6 ore. Du-te mănâncă, du-te joacă-te, du-te uită-te la comentarii. Un Ferrari F12. E ce mai pe aici? Dirt 4 și cam atât. Deci... Am vrut doar să vă mulțumesc în astea 3 minute, vă mai mulțumesc încă o dată, sper să fiți așa mereu. Și, da, îmi pare rău că n-am putut să fac în seara asta un live, adică am putut, dar sunt destul de obosit, am fost plecat toată ziua. Atât am avut de zis, noapte bună.